câmpul de război, tu ești cu mine. Mă-nbărbătesc să lupt ca un viteaz. Îmi pui în mână sabia și scutul și îmi promiți că singur nu mă lași. Mă ține tarea ta făgăduință, că lupta după ce o voi termina, îmi voi primi din mâna ta cununa și-n carul biruinței voi umbla. Te binecuvinti tu me. Amin. Glorie lui. Amin. În afară de fratele Vali și fratele Ruben, aș vrea să întreb adunarea. Știți ce s-a întâmplat pe 25 noiembrie fratelui Puiu? Ziua aceasta de 25 noiembrie este ziua în care mi-am pierdut vederea. Deci astăzi fac 16 ani. Se cade să venim cu cadou, nu? Adică eu vouă, nu voi mie. Este cea mai mare bucurie, pentru că în urmă cu 16 ani, el mi-a schimbat viața. Chiar dacă printr-o dramă, printr-o pierdere a vederii, în noaptea aceea a coborât cel mai puternic împărat la patul meu și m-a făcut să-l cunosc. Chiar dacă mi-a zmerit carnea. Și de 16 ani nu pot să-mi văd nici soția, nici copiii, și acum mai nou și nici nepoțelul, am o bucurie când îl văd pe Iisus că intră în adunare. Aleluia! Poate mulți din dumneavoastră ați dori să vedeți ce văd eu, dar să știți că și eu aș dori să văd ce vedeți dumneavoastră. Mergând prin atâtea locuri din Statele Unite, în toate locurile frumoase din Europa asta, am ajuns și în Hawaii, în Honolulu, și spunea soția ce frumoase sunt locurile acelea și zic, nu mai am harul ăsta să pot vedea. Vreau să vă întreb, câți din dumneavoastră astăzi când v-ați ridicat din pat și ați văzut doar lumina de afară, ați mulțumit Domnului? Mi se mișcă picioarele, se mișcă mâna, gura mai vorbește, inima în piept încă mai bate, ați mulțumit Domnului pentru ziua aceasta? Îi dau glorie lui Dumnezeu că cred din toată inima mea că El, în urmă cu 16 ani, a hotărât tot ce a fost mai bun pentru mine. Și a spus în ziua aceea, Puiu, îți închid ochii și de carne, dar așa cum ai lucrat pentru Satan, de azi vei lucra pentru mine. O carte de muncă la negru, să zic așa. Domnul o sfârmat, a făcut o bucăți și mi-a făcut o carte de muncă nouă. Și a spus, de azi lucrez pentru împăratul. Noi toți trebuie să lucrăm pe împăratul. În Ioan 9 este scris despre un om din naștere. Ucenicii, eu pus o întrebare, Domnul Iisus, de ce este în situația aceea? Cine a păcătuit, el sau părinții lui? Domnul Iisus a spus, nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu, lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Eu vă pun o întrebare la toți care sunteți azi în biserică. Dacă printr-un orb poate lucra Dumnezeu, prin dumneavoastră cei care aveți ochi, poate lucra Dumnezeu? O să ziceți mulți din noastră, păi ce să fac eu, că eu nu știu nici să cânt, nu știu nici să prorocesc, nu știu nici să predic. Țara are nevoie de mijlocitori. Amin. De oameni care să stea în spărtură. Ce spuneți? Vreți ca aici, la dumneavoastră în biserică, Domnul să ridice o generație de mijlocitori? Amin. Ăștia lipsesc. Faptul că eu cu fratele Bali suntem de 12 ani împreună, în lucrare,
În spatele nostru există echipă de aproape 50 de oameni care postește și se roagă necurmat ca lucrarea să se meargă înainte. Dovada că ea și astăzi lucrarea aceasta este însoțită de semne și minuni. Eu pe internet le-ați mai auzit mărturii, dar n-am pus eu niciuna din ele. Le-au pus alții pe unde am fost prin biserici. Dar cred, din toată inima mea, că și seara asta Domnul vrea să fac o scăldătoare în locul acesta. Credeți locul acesta? Am fost la un păstor acasă și ne spunea cum a fost el în Turcia și s-a operat de diabet tip 2 și a scăpat de insulină. O scăpat de insulină. Bucuros, nevoie mare. Și zice, ca promoție, i-a tăiat și o bucățică de stomac. Și o slăbit 17 kg. Ia-o-ți, se dă o operație la pachet cu promoție. Astăzi este unul aici care are o promoție free, zic eu, liber. Adică să alegi ce vrei. Mergi la om sau mergi la Hristos? Domnul te vindecă. Dacă nu vrei, să, nu vrei cu Domnul, 4.500 de euro și e rezolvat în Turcia. Da? Este aici cel mai puternic medic. Și eu cred că Domnul poate să facă o scăldătoare. Amin? De câte ori am venit pe la dumneavoastră, deși cred că am venit cam rar, cred că-s vreo 6 ani, nu știu, 7 ani, de când am mai fost pe aici, nici nu mai le țin. Iosif, când ai venit aici, nu mai țin minte. Puțin după tine am apărut și noi. 4 ani. Să fie cum spui. Deși eu cred că-s mai mulți. În fine, poate eu sunt mai bătrân așa și cu ardurile mai vechi și nu țin minte. Ia uite ce zice sora, hai că mai punem câte unul, să vezi unde ajungem. Eu vreau să vă vorbesc puțin despre minunile lui Dumnezeu. Credeți că Domnul face minuni și astăzi? Amin. Credeți că El lucrează cu aceeași putere? Amin. Din câmpul de misiune am să vă vorbesc despre câteva lucrări, să vedeți că El este același și învinge orice boală. Amin? Amin. Am fost în Chicago, fratele Luigi Mițoi, într-o zi de marți, ne-a zis, pui, intrăm într-o casă, să fii foarte atent la ce va spune sora aceea când intrăm înăuntru. Noi după rugăciune am plecat la casă la sora asta. Rețineți, când am ajuns în fața adunării, o veni și ea, cu mașina de la o altă adunare, nu de la Betania, unde slujește fratele Mițoi, o altă adunare din Chicago. De ce vreau să rețineți aspectul ăsta, ca să vedeți lucrul acesta, că sora venea de la biserică. Țineți minte lucrul ăsta și veți vedea de ce. Când intrăm în casă, femeia începe să ne spună. De acum aveam să aflăm și eu și Vali motivul pentru care eram în casa aia. Spune sora, în fiecare noapte vine un demon în casă la mine. Și începe să miște lucrurile, să izbesc ușile, ferestrele și zice, cântă la pian. Eu când am auzit, eu ce duc să cânte la pian, sau fi fost pianist înainte. Dar o grămadă de lucruri făcea mizeria asta de demon. Dar cel mai grav lucru, că sora asta avea 3 sau 4 copii, nu știu cât avea, lua plapma de pe copii, pătura, și mergea cu ea prin alte camere. Ce avea el cu păturile, nu știu. Ba pătură, ba, mereu copiii erau descoperiți de duhul ăsta. Dar cel mai grav lucru, că unul din copii început să se vorbească cu duhul ăsta. Eu când am auzit, Doamne ferește, a început să fie brutal duhul ăla, l-o și împins pe copil pe scări. Acum, eu m-am rugat și am zis, Doamne, arată-mi cine-i duhul ăsta. Și în momentul ăla am văzut colțul casei, în vedenie, la colțul casei am văzut un tânăr de vreo 17-18 ani, un negru, cum a fost împușcat în cap, și atunci când a murit, tânărul ăsta, a ieșit o umbră din el și umbra se plimba prin 3 case. Am văzut oasele lui la colțul casei și am zis vedenia. Soțul femeii zice, femeie, ce ți-am spus eu ție când am lucrat la fundația casei, că acolo în colțul ăla, la casă, miroasa amortăciune? Ți-am zis? Și ea zice, da. Și zice el, frate Puiu, nu numai casa noastră e bântuită, mai sunt 2 case ale vecinului și ele pățesc ca și noi. Întrebarea mea era una. Cum își permite un demon să-și bată joc de o casă de pocăiți? În casa unde sunt pocăiți copiii Domnului Iisus, consider eu, un singur duh are putere. Amin. Sunteți de acord cu mine? Amin. Un singur Duh are putere. Și ăla e Duhul Sfânt. Amin. Păi poți să vine tot iadul. Când îl vede pe Duhul Sfânt, pleacă. Că El e cel mai puternic. Amin? Amin. Eu gândul meu numai, băi, cum pocăiți ăștia își bate diavolul așa joc de ei în fiecare noapte? Și am întrebat pe Domnul, arată-mi ușa pe unde vine ăsta. Că toate sunt uși. Telefonul tău e ușă, laptopul tău e ușă,
În jurăturile tale sunt o ușă, blestemele tale sunt o ușă, neascultarea ta este o ușă. Și am zis, te rog, spune-mi pe unde vine. Și în momentul ăla vine îngerul și zice, puiu, ușa e femeia, firea din ea care nu se supune. Firea. Și zice, privește-o. Și a început Domnul să-mi arate din cap până în picioare. Când i-am văzut părul, vopsit în câteva culori, zici că era papagalul Sima Marinaru. Cercei la urechi, dita mai lansul de aur, brățări, unghiile vopsite ca semafoarele de Chicago, de față era, zici că era nevasta lui Faraon, atât era de vopsit asta. Când mă duc mai jos în vedenie, văd fustă mini. Ați auzit, am zis, fustă mini. Sora venea de la biserică, vorba vine. Eu când am văzut-o, de unde vine sora asta, numai de la biserică nu vine. Și am început să zic ce am văzut. Luigi Mițoi în dreapta mea. Soră, ai părul vopsit în nu știu câte culori, Luigi lângă mine, amin. Ai lanțul de aur la urechi, la gât, la ești plină de podoabe, Luigi lângă mine, amin. Ai o fustă mini, Luigi lângă mine, amin. Zice, oprește-te că cine știe ce mai vezi pe acolo. Da, râdeți dumneavoastră, dar e de plâns. Ce zice, Biblia zice, cine-i sfânt? Cine-i sfânt? Să se sfințească. Apoi sora asta avea treabă cu biserica, acum am eu cu Arsenie Boca. E o problemă lucrul acesta, să știți. Când am zis vedenia, sora, femeia asta a rămas șocată. Zice, astea? Să fie o problemă? Ținuta mea, îmbrăcămintea, păi zic, soră, cum poate un copil al lui Dumnezeu să afle că și tu ești un copil al lui Dumnezeu? După ținuta asta, zici, orice copil al lui Dumnezeu te vede în halul ăsta, zice că ești din lume. 100% actriță la Hollywood, nici de cum pocăită. Și vreau să vă spun ceva. Femeia asta a făcut ceva. A lucrat la atitudinea ei. S-a dus sus, a schimbat, a dat toate bijuteriile jos de pe ea, toată ținuta aceea s-a schimbat și Hristos a eliberat casa aceea. Noi n-am făcut decât să ne rugăm în seara asta. În seara aceea o rugăciune și demonul o pleca pentru totdeauna. Sunt ani de zile de când merem aici, acolo și lucrul ăsta, Duhul ăsta nu s-a mai întors. De ce? Pentru că a intrat cel mai puternic Duh. Când te zmerești, Dumnezeu începe să lucreze. Amin? Vreau să vă vorbesc despre un prieten al meu pe nume Remus Ogradă. Este păstor lângă Barcelona, în biserica din Sabadell. Când ne-a vorbit despre întâmplarea aceasta, eu cu Vali am rămas pur și simplu șocați de un astfel de miracol. Remus Ogradă a fost șofer pe un camion în Germania în anii aceia. Soția lui în țară, Domnul i-a vorbit printr-un proroc, intră în post și rugăciune pentru soțul tău, că satana este pe umele lui să-i curme firul vieții. Femeia s-a conformat, a intrat în poșul rugăciune, l-a sunat și pe soțul ei, zice, ai grijă că satana e pe umele tale, postești și tu alături de mine. Când a venit dintr-o cursă, seara, obosit, s-a dus să culce. I-a ieșit patronul înainte, de aici în Germania s-a întâmplat lucrul ăsta, și i-a zis patronul, auzi Remus, n-am pe cine să te vin la aeroport, îmi vine un prieten, te rog, du-te tu și după aceea te duci și te culci. Și el a spus, auzi, dacă eu mai conduc un minut, o oră, nici nu se poate pune problema, adorm la volan, atât ați de obosit, mi se închid ochii, sunt frânt, dar nu a avut în control, a zis, du-te, sparte un pic, trezește-te, iau, bea ceva, dar du-te la drumul acesta. Ceva să învioreze, bineînțeles, nu alte minuni. Și Remus a plecat, i-a dat patronul ăsta o mașină sport, o călcat-o cu 220 de kilometri pe oră, o adormit la volan. O intrat cu mașina într-un cap de pod, în accident întregi, o scăpat doar picioarele. De aici, de jos, totul sfărâmat în el. Tot, stern, spat, mâini rupte, sprina scoasă, fața mutilată. Dar vreau să vă spun ceva, a avut coloana vertebrală ruptă în 3 bucăți. Lui o cusut un plastic de aici până jos aici, ca să-i prindă coloana niște, un fel de metale acolo, pe un fel de plastic băgat pe sub carne, toată până jos i-o cusut cu un coș așa, cu ceva să stea acolo cât de cât drept, pentru că era toată hâită într-o parte. Rețineți, măduva spinării secționată, aia înseamnă paralizie pentru tot restul vieții, să știți. 10 zile fratele Remus a fost în comă. În a 10-a zi de comă, la patul lui, au coborât 4 ființe dumnezeiești. 4 îngeri.
L-au pus pe o targă, l-au dus într-o sală unde erau multe lumini, era o masă, spunea el, de sticlă, mi-a văzut trupul, eram dezbrăcat complet, m-au pus pe masă, doi îngeri în stânga, doi în dreapta, o voce o vorbit și o spus așa, întoarceți-l pe dreapta. Când m-au întors pe dreapta, auzeam pe cineva lucrând pe spatele meu. Aceeași voce s-a repetat, au zis, întoarceți-l pe stânga. Când m-au întors pe stânga, am văzut cine făcea operația. Medicul era Hristos. După ce au terminat cu partea din față, au făcut semn la înger, puneți-l înapoi pe targa aceea și duceți-l de unde l-ați adus. Și spunea puiul, totul era ca într-o operație reală. Deși era ca o vedenie. Nici nu pot să spun că era mort sau viu, în ce fel era. Când m-au pus în pat, au ieșit cele patru ființe cu tot cu targă pe ușă, când ultimul înger a ieșit pe ușă și a închis ușa de la salonul meu, eu am deschis ochii, în clipa aceea Remus a ieșit din comă, Iisus l-a înviat. După 10 zile de comă. El era legat de pat, intubat, avea tuburi băgate și în coaste, și în gură, prins așa pe gura lui, dar era și mâinile și picioare legate. El a întors capul, s-a uitat la ușa de unde a ieșit îngerii. În momentul acela s-a deschis ușa din nou. De data asta au intrat niște medici, unul din ei cu o chestie de a de citit, cu voce tare, aici avem un accidentat, nu știu dacă se mai trezește, oricum de la gât în jos e terminat. Unul din spate zice, auzi, vezi că stai cu ochii deschiși, tu auzi ce ai zis. Când l-au văzut că e treaz, îi zice, ai auzit tot ce am spus? Și el a dat din calcă, da? Că da. Și Remus îi face semn la medic, că vrea să vorbească, știi? Zice, vrei să spui ceva? Da. Și eu scos tub din gură. Și spune el, vă rog să mă ridicați în picioare, că adineaur la patul meu a venit Domnul Iisus și m-a vindecat. Zice, ce spui dumneata cu coloana și cu alea, îți poveste deja. Hristos a tămăduit trupul meu. Zice, probabil ăla medicul de la anestezie are alucinații. Zice, omule, noi știm ce am făcut cu mâinile noastre. Noi am cusut coloana ta care a fost sfârtecată, pur și simplu. N-ai cum să mai mergi pe picioare. Și el zice, da? Uitați-vă un pic la picioarele mele, la degete, că erau picioarele afară. Și au început să miște degetele. Așa șoc au avut echipa de chirurgi, l-au dezlegat, l-au rigat în picioare și în picioare este și astăzi. E păstorul bisericii din Sabadell. El e o mărturie vie, are acasă filme, cine vine la el, zice, asta e miracolul, când te operează Hristos. Când am auzit întâmplarea asta, zic, Remus, că mai vine îngeria pe la tine, trimite și pe la mine. Că la ochii mei numai Domnul Iisus mai poate face miracolul. Dar știu că într-o zi se va întâmpla. El va face. El, ochii mei îl vor vedea. Ochii mei și nu altuia. Că El este același și are putere să facă lucrul acesta. Numai să ne umple noi, așa cum a fost cântarea lui fratele Ciprian, să ne umple cu Duhul Sfânt. Că dacă ești plin de Duhul Sfânt, vezi puterea Lui cea mare. Doamne, lucrează în adunare. Vreau să vorbesc despre un frate Todincă din Deva. E de la noi, am auzit povestea lui de la fratele Miron, un frate cu care noi mergeam în lucrare. Deosebită lucrarea asta, deosebită. Omul ăsta era cardiac, locuia la ultimul etaj într-un bloc. Până urca sus la ultimul etaj, datorită problemelor care le avea la inimă, făcea peste jumătate de oră. 2-3 pași, se oprea. 2-3 pași și cu dureri în piept. Medicul lui din Cluj, de la Institutul Inimii, știa de problema lui, tot îi spunea, Todincă, trebuie să vii să te operezi. Un frate de nostru, pocăit, profesor universitar, îl chema, trebuie să te operezi, că dacă nu mori. Și tot spunea frate Todincă, eu am un medic, îl cheamă Iisus Hristos, el să mă opereze. Aleluia. Nu voia nici cum să meargă la operație. Și într-o zi s-o duc la o rugăciune, la o soră, care locuia la etajul 2. Trăiește și asta, sora aceea. S-o duc la ea și el, gândul ăsta, Doamne, dacă Tu chiar vrei să mă duc la operație, vorbește prin sora asta, cu toate că el însuși era vas de lucru. Avea și o dace, o râie cu care el făcea tot timpul misiune, mergea colo încoace și merge la sora asta și auziți prorocia. Ascultați ce prorocie frumoasă. Auziți cum a început prorocia. 1, 2, 3, 4. Chiar acum ți-am pus 4 copci la inimă. Amin. El simte în piept o fierbânțală puternică, se ridică în picioare, zice, Doamne, chiar m-ai vindecat. Primul examen a fost ăsta, au coborât scările și le-au urcat în viteză, fără nicio durere.
Ea le-a coborât, ea le-a urcat și o dat seama că Iisus Hristos l-a vindecat. L-a și sunat pe medic, Domnul s-a atins din inima mea, frate, nu te juca cu asta, în fine, dar să vedeți cum, cum continuă întâmplarea. N-ate cu multă vreme, a fost sunat de niște frați din Lugoș, care i-au spus că sunt programați la Călan, lângă Deval, acolo era o doctoriță care a murit acum de nu de mult de COVID, Dobrei se numea, ea avea un aparat, doamna doctor, soră de-a noastră, reține soră de-a noastră, un aparat în care intrai și un fel de ecran care mergea pe tine, așa, de la cap până la picioare, ea era medic radiolog, făcea radiografii. Și pe un ecran, primis aparatul ăsta din Franța, se vedeau toate chestiile din tine, dinăuntru tău. Și îți dădea diagnosticul, să spun așa, sau care era problema ta. Și frații ăștia erau programați la sora Dobrei, dar ei veneau din Lugoș cu trenul. Și l-a sunat pe fratele Todincă, fiind prieten cu el, a zis, nu ne aștepți tu la gara din Deva să ne duci la sora Dobrei? Zice, cu siguranță da. Și o luat de la gara și o dus la Călan. Când au ajuns la doctoriță de Bucureștia, fratele Todincă îi spune la sora Dobrei, soră, nu mă bași pe mine la minunea de aparat? Sora știa de problema lui la inimă, zice, cu inima, așa e? Te rog, vezi, poate vezi ceva pe acolo. Și l-a băgat la aparat. Și când l-a băgat înăuntru, sora se uită pe ecran, pe o arteră principală a inimii, erau patru inele puse unul peste altul. Patru copci. Cum a fost lucrarea? 1, 2, 3, 4. Erau pe patru chestii care străluceau pe monitorul ăla. Sora se uită la, zice, Todincă, când te-ai operat? Zice, soră, el vedea și el ce era pe monitor. Zice, ca să se întâmple ce vezi dumneata acolo, ce trebuia să mi se facă pe piept? Operație pe cor deschis. Zice, n-ai voie să dau bluza jos. Zice, dar nu-i nevoie. Te rog. O dat bluza jos și-o văzut și pocăiții și sora Dobrei, care era acolo, minunea. Că marele medic Iisus Hristos a făcut operație. E puternic, Domnul lucrează și astăzi. S-au pus pe genunchi, acolo a fost un altar făcut. Eu am vorbit cu sora înainte să moară despre lucrul ăsta. Și chiar s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, frate, cu ochii mei am văzut miracolul. Dumnezeu face operație unde mână de om nu intră. Intră Domnul Slavei. Amin? Dar nu s-a terminat lucrul așa. A fost chemat fratele Todincă într-o lucrare la Cluj. El nu pleca până nu se ruga. Când s-a rugat, vede o barieră albă, ăștia la telefon, vorbesc cu fratele, fratele zice, fraților, Domnul nu mă lasă, altă dată. Închide telefonul cu ei, nu trec câteva minute, sună un nepot de-a lui, venit tocmai din Germania, care îi zice, unchiule, mi-am luat un BMW, dacă îl vezi, pici jos. Și vreau să-i fac o probă, să mă duc cu el până la Cluj, nu vii cu mine? Frate Todincă, la Cluj? Păi eu la Cluj am fost chemat în lucrare. Bă, să știi că vin cu tine. Chiar vin. Și-a închis telefonul și nevasta zice, Todincă, nu ți-a spus Domnul că e barieră să nu te duci în lucrare? Și zice frate Todincă, barieră cu Dacia, dar cu BMW-ul? Cum să nu mă duc cu BMW-ul? Auzi, când Domnul spune că e barieră, că ești cu măgarul, că ești cu căruța, că ești cu Lamborghini, stai pe loc. Nu lua înaintea Domnului, că Domnul te zmerește imediat. Barieră și nu merg mai departe. Se pare că la dumneavoastră, când o trebuie să vinem aici, nu a fost barieră. Domnul a făcut trecere. Amin? Și s-o sui cu nepotul lui în BMW, ăsta, nepotul mai tânăr, mai iute din fire, i-o dat talpă și aproape de Cluj s-o răsturna cu mașina. Amândoi au ajuns în spital cu oasele rupte, tot din camion când s-o trezit avea un picior cocosat sus, era băgat în gips până aici la piept și în jurul patului era plin de studenți și profesor universitar, medicul de la Institutul Inimii, care era prieten cu el, frate de-a nostru. Pacea Domnului, frate Todincă, bine ai venit pe la noi. Eu zice, da, în halul ăsta. Că dacă ascultam, eram cu minte, nu mi se întâmpla lucrul ăsta. Când o iei înaintea Domnului, Domnul te zmerește. Și zice fratele Todincă la profesor, zice, ce-i cu ăștia de stau cu gura căscată, se uită toți la mine? Zice, nu la tine se uită. Zice, deasupra capului tău e o radiografie. Și eu sunt șocat de ce văd acolo și studenții ăștia. Ei studenți. Eu sunt cu cartea de medicină în mână și așa ceva până acum n-am văzut. Nu ești tăiat pe piept nici în față, nici în spate și totuși ai o operație pe inimă. Văd o arteră și sunt patru chestii acolo, una peste alta.
cum au ajuns ele înăuntru tău. Frate Todinca zice, păi, acum dacă tot am venit, hai să vă mărturisesc. Și le-a spus toată întâmplarea, pățania, lucrarea, m-a fost la doctoriță, uite așa, așa, tot. Tinerii erau atât de șocați, studenții, s-au uitat la profesor, zice, ce spune omul ăsta? Știți cum scrie în Biblie? Au urechi, dar n-aud. Au ochi? Erau acolo și vedeau miracolul și tot nu înțelegeau. Dar lângă Todinca erau și o Biblie acolo, la patul lui. Erau rudele lui pe acolo. Profesorul cu cartea de medicină în mână, pocăit, a închis cartea, a luat Biblia de la Todinca de acolo și zice, dragii mei, ceea ce vă pot spune nu scrie în cartea asta, dar scrie în cartea asta. Ce vă spune omul ăsta scrie în cartea aceasta. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Evanghelia are putere. Evanghelia a fost și este însoțită de semne și minuni. Amin? Slavă Lui! Hai să vă zic alta. Eram în Houston, în Texas. O venit o tânără, Emanuela, m-a prins de mână și spune, frate Puiu, am o mărturie care vreau să o duci mai departe. Zice, în urmă cu câțiva ani, te-ai rugat pentru o cauză care eu ți-am adus-o. Aveam o situație, mă căsătorisă, am fost la un control ginecologic și medicii mi-au găsit o tumoare pe ovar, pe un ovar. Și zice, medicul mi-a spus așa, e un risc enorm să păstrăm ce ai înăuntru. Datorită ovarului bolnav, trebuie să scoatem tot afară. Toți medicii la care au fost, toți au spus, scoate tot afară, pentru că după ovarul scos, dacă lași restul, recidivează. Cancerul ăsta recidivează și vei muri. Mai bine scoate tot afară și ești protejat aproape 100%. Aproape 100%. Tânăra, când a auzit, ea căsătorită proaspăt, o plâns. Doamne, eu să n-am copii, adică să fac tocmai partea asta care eu mi-am dorit-o, să am copii, să scot tot afară din mine. S-a rugat cu soțul ei, au stat înaintea Domnului și m-au sunat și n-am știut nici, mi-a spus doar că e din Arizona, că o cheamă Emanuela și că are o cauză. De fapt, eu nici nu mă rog dacă îmi spui pentru ce să mă rog, nu vreau să știu niciodată, că este important ca Duhul Dumnezeu să rămână liber când este vorba de lucrările Domnului. Și m-am rugat pentru ea și am avut vedenia asta când, la cauza ei. Uitați-vă la mâinile mele. Două ramuri la un pom. Mâinile de aici, tulpina. Jumătate din pom s-a uscat, o ramură, cu tot cu tulpina, s-a făcut cu micenușa și a intrat în pământ. Jumate a rămas în picioare, a înflorit și a rodit. Asta a fost vedenia, scurtă. Și am zis, zic, uite, nu știu ce cauză ai, asta e vedenia. Și ea o realizat imediat despre ce este vorba, zice, mulțumesc frumos. S-a dus la medic și a spus, nu scos decât un ovar, restul rămâne înăuntru. Și zice ea, frate Puiva, să spun că de atunci am 3 copii. Adică partea care a rămas, ovarul, Domnul a binecuvântat jumătatea aceea. Și-au făcut 3 prunci. Eu această mărturie care vă spun astăzi aici, am zis-o și în Falcău, județul Suceava. Conducătorul de adunare, în timp ce vorbeam, m-a oprit, m-a pus mâna pe umăr, zice, nu e adevărat, frate Puiu. N-are 3 copii, are 5 copii. Păi zic, cum 5? Că e un an și ceva de când m-am întâlnit cu ea. Da, un an și, dar au făcut 2 gemeni. Zic eu, e Dumnezeu care poate să facă astfel de minunat. El binecuvântează, ce binecuvântează El, rămâne binecuvântat. Amin? Hai să terminăm cu COVID-ul ăsta, puțin, că poate vi drag de el și nu l-ați mai auzit de mult, da, de COVID. Vă zic niște mărturii pe linia asta, nu, una vă zic, una singură. Am cunoscut în timpul pandemiei o soră pe nume Mia, din Pecica. Frații, numele ei este Maria Moș. Are aproape 70 de ani. Un vas de lucru, consider eu cum rar am auzit astfel de lucrări date prin femeia asta. Are mărturii ale mele, cred că sunt de copil mic pe lângă ce are femeia asta. O descoperi securiști, dar nu vă spun când dă lucrări cu condamnare. Cu condamnare. Pregătește că cobori în țărâna pământului. Pregătește de la, dar grele de tot. Dar nu în orice, adică am auzit eu astăzi o chestie, nu oricum. Să vă spun ce s-a întâmplat. Când una din ele, la Arad, în biserica păstorită de fratele Otitipei, era o sărbătoare și sora era lângă bătrânul Tipei, fratele Tipei, și spune lui fratele ăsta mai vârstă, vezi pe sora aia cu spatele gol, avea o pălărie în cap,
du-te spune ei și soțului ei că de azi în 3 zile vor fi coborâți în țărâna pământului să se pregătească. Atât le dă Domnul 3 zile. Să se pocăiască, să se zmerească, că ăsta este timpul. 3 zile. Fratele când aude, tu Mia, tu știi cine e soțul ăsta? Plin procurorul șepeară. Zice sora, mie nu mi-a zis Domnul ce-i, mi-a zis că pleacă. Du-te spune, că eu n-am putere să fac asta. Zice, nu uita că sângele Domnului ți-l cere Domnul din mână, du-te și spune-le. S-a dus fratele până la mă, le-a spus, uite ce lucrare a avut sora, dacă nu. Ăștia n-au băgat în seamă lucrarea asta, vezi de treabă. 3 zile mai târziu, ia soțul, un copil de 5 ani și soacra, erau toți în mașină, mergeau spre Italia, un camion a trecut peste ei, omorât pe toți 4. 3 zile, o scris în revista cultului de lucrarea asta. O alta, la Bihor, îi zice la un tânăr care era nepocăit, în fața ta e un sicriu, dacă nu te pocăiești de ce faci, Domnul te pune în sicriul ăla și cobori în țărână nemântuit. Tânărul o dat din mână și o ieși pe ușa adunării. Sora i-a părut rău, că o știu ce-o văzut. Plângând, o fugit după el și l-a ajuns din urmă. Și a zis, pruncule, oprește-te din ce faci, pentru că acum te duci la o curvă. Acum te duci la ea. Ai acasă o soție cu 2 copii și unui bebeluș și dă nevasta țâță. Oprește-te, că Domnul e mânios pe tine și te omoară. Știi ce-o zis tânărul? Auzi, Doamnă, asta miroase a parfum, iar a mea miroase a lapte. Tu la care crezi că mă duc? Și-o râs, o nesocotit și-o zis Duhul Sfânt. Câteva zile mai târziu, fiind pe o motocicletă, l-a lovit o mașină și l-a omorât. Tot satul fără la mormântarea lui. Sora însuși o dus și plângea și spunea, pruncule, n-ai vrut să te întorci. Acum ești nemântuit în țărână. Domnul nu ne-a dat 3 zile, nu ne-a dat 7 zile, ne-a dat viață să ajungem azi în adunare. Ne pocăim toți azi în adunare. Ce vrei să-ți facă Domnul? Să treci prin drame, prin necaz, să te mai zdrobească o dată, ca să te pocăiești. El te vede, știe viața ta duplicitară, știe ochiul tău cât ți-l murdărești în pornografie, te cunoaște. Astăzi, sângele lui Iisus are putere să te curețe. Măi, când am auzit ce lucrări, nu vă spun una la Maramureș, când mi-au zis numără 10 bănci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, și numără de aici, 10 rânduri. A 10-a scaun, eu zic la o femeie, 10 zile îți mai dă Domnul, pregătește-te. Și a 10-a zi s-a răsunat un tractor peste ea și peste copil și a omorât pe amândoi. Soțul era în tractor. Când am auzit ce lucrări, eu am sunat-o așa mai timid, mai cu teamă și am zis, soră, roagă-te și pentru mine, dar dacă ai ceva cu tai-tai de astea, să nu-mi zici, că nu vreau să știu când plec. I-am zis să se roage și pentru mine. Dar în vedenie, sora, când s-a rugat, o a avut așa, printre altele. Frate Puiu, te-am văzut cum ai intrat în casă la mine pe ușă și ne rugam aici în casă împreună. Zic, asta era luni. Sora, eu n-am de gând să vin prin Pecica, dar cine știe dacă Domnul ți-a arătat, așa va fi. Și zicea, ascultă-mă ce spun, zilele sunt numărate când intri la mine în casă. Păi, vedea, era pandemie. Miercuri mă sună pastorul din Pecica, fratele Simi, și zice, Puiu, nu vii și pe la noi duminică dimineața. Zic, te-ai înțeles cu sora mea? Ca să vin la Pecica? Care, zice, care Mia? Care e vas de lucru? De la noi din Pecica, da. Puiu, ea e membră în Betania, în Arad. Ea nu vine la noi la biserică și eu n-am vorbit nimic cu ea. Duhul Sfânt mi-a pus asta pe inimă. Când am auzit, vrei să spui că numai cu Domnul ai vorbit despre treaba asta? Zice, da. Extraordinar, se împlinește prorocia lui femeia asta, vedenia. Și o sună înapoi pe sora Bia. Domnul împlinește ce ai spus, duminică dimineața sunt la voi, ești acasă? Da. Numai că nu te pot primi. Păi de ce? Am COVID. Știi cum e? Când vrei să scapi de musafir, zici că ai COVID. Nu mai vine niciunul din acasă. M-am gândit că sora să avea scape de mine, că nu vrea să mă primească, nu știam ce să mă gândesc. Zic, pe bune, chiar ai COVID? Zice, da, frate, păi nu glumesc lucrul ăsta. Încă fratele ăsta Ionuț, care era medic la Arad, zicea, îmi face de-astea anticoagulante, nu știu ce, antibiotice pe acolo, spunea, sunt foarte rău, am febră și respir din ce în ce mai greu. S-ar putea să mă interneze până duminică. Zic, ascultă, de când a început pandemia, eu am învățat o rugăciune și vreau să vă spun că mă vaccinez în fiecare zi cu sângele Domnului Iisus Hristos. Nu plec din casă, mă învățau și o bătrână și un frate bătrân din Hunedoara, pui eu,
cheamă sângele Domnului Iisus Hristos peste tine și toată familia ta. Și o fac în fiecare dimineață și seara când mă culc cu fratele Bali când plecăm. De atâția ani suntem în misiune, în lucrare, în mașini, prin toate locurile și nu ni s-a întâmplat niciun accident. Că El a păzit ființele noastre. Dar nu plecăm, nu se mișcă roata până nu ne rugăm. Ăsta e Dumnezeu care o protejează. Sângele lui Iisus. Așa că vaccinați-vă toți cu sângele Domnului Iisus Hristos. Nu vă timid la niciun vaccin, fiți pe pace. Glorie lui Dumnezeu. Acum, de când am început cu rugăciunile, vreau să vă spun că în vedenie văd până aici o plasă băgată așa, cum au ăștia de la albine, și la fel și pe vasele cu care sunt. Și nu se atinge boala. Ăsta e Dumnezeu care protejează. Dar nu vă spun la câți bolnavi de COVID, 13 într-o curte, am făcut o ungere cu punerea mâinilor și Domnul i-a vindecat pe toți aceștia. La Nina, toată familia, dar nu vă spun, o grămadă de bolnavi așa, cu Vali am stat între ei, am mers cu ei mașină, Vali a mers o oră cu toate rudele lui bolnav și pe el nu a atins boala. 10 ore cu ei mașină, ce spuneți? E puternic Domnul. Când i-am zis la un păstor despre lucrul ăsta, zice, frate Puiu, că ești asimptomatic. Pe bune, mă gândeam că spui că mare ții credință, auzi, asimptomatic. Păstor, să zice. Bun, pastor, că și așa le zic eu, pastor, nu păstor. Că păstorul cel bun rămâne lângă turmă. Amin? Slavă lui! Amin. Și am zis, soră, nu mi-e frică de COVID-ul ăsta. Am fost la bolnav cu grămadă, vin la matare acasă și mă rog. Duminică sunt la matare și zice, pruncule, eu să nu știu că nu ți-am spus, te primesc cu drag. Duminică după program, am intrat în casă cu încă doi frați. I-a avut o vedenie, a văzut pe mâna mea dreaptă o mână albă, lipită de mâna mea. Și zice, auzi, mă las să mă prind de brațul tău drept. Plângea, era foarte cercetată. Zice, uite ce am văzut în vedenie. Și zic, soră, dar nu vei să ne rugăm așa, la mai distanță un pic? Zice, păi ai zis că tot timpul Domnul. Era mai bine așa. Nu. Dar dacă dumneata așa vrei și m-o prins de mână, jumătate de oră ne-a rugat. Dar nu vă spun că se roagă sora asta, zici că e turbină de aia. Când a început de dea Domnul la gură, așa făcea părul în cap. Zic, nu, COVID-ul te-ai dus pe unde ai vrut tu. Jumătate de oră ne-a rugat și Domnul a vindecat-o. Pe loc i-a dispărut și febra și a început să respire. Așa, să zic cum făcea, trăgea așa, bă, zic, bă, sau ori moare, ori scap acum așa. Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o pe femeia asta. A doua zi i-a făcut testul Ionuț, era negativ și mărturisea plângând că la rugăciune Hristos a vindecat-o. Are putere Domnul. Ne-ncăm în picioare. De când mi-am pierdut vederea, Domnul m-a binecuvântat cu o memorie bună și pot să ții minte mai multe nume. Dacă aveți niște situații pentru care veți să mijlocim, rețineți. Facem rugăciunea aceasta pentru bolnavi, pentru demonizați, pentru oameni prinși de anumite lucruri, pentru aceștia ne rugăm acum. Deci dacă aveți astfel de situații, oameni bolnavi, pentru care veți să mijlocim, aduceți-i cu numele, începem cu surorile. Viorica și Simi. Timotei. Nu trebuie să spuneți băiat sau mama sau tata, numele, atât. Așa. Cristina. Aliona. Deborah. Moise și Marcel. Adina. Sami. Eu vă rețineți. Nu cumva să aduceți persoane așa că au ei nu știu ce cauze. Doar bolnavi. Nicolae. Geta. Daniel sau Samuel, am înțeles. Sandel. Eli și Gabi. Rafael. Sara. Matias. Și noi avem un Matias la unedora de 2 anișori. Maria. Marcu. Iosif. Gianina și Daniela. Ruben. Credeți că înainte de a ajunge aceste nume pe buze, Iisus le știa pe toate? Amin! Credeți, nu cu acesta? Amin! Mă voi ruga personal pentru cauzele acestea. Știți ce rog biserica? Toată biserica închide ochii, am înțeles, Liliana. Toată biserica închide ochii și apleacă capul. Mă voi ruga și vă rog eu, acolo unde credeți că e cazul să spuneți un amin, să spuneți din toată inima. Mă voi ruga și Domnul să ne asculte. Închidem ochii și aplecăm capetele. Tată din cer, tu ai spus că orice vom cere cu credință, în numele lui Iisus Hristos tu ne vei da. Te rog să ne mărești credința în seara aceasta.
Noi am păcătuit toți înaintea ta. Și ni se cade să ni se umple fața de rușine. Astăzi nu privi la păcatele noastre, la slăbiciunile noastre, la greșelile noastre. Astăzi privește doar la mâinile Fiului tău, Iisus Hristos. Eu cred că jertfa aceasta e suficientă ca această rugăciune să aibă trecere la tronul tău de milă. Spune un cuvânt pentru seara aceasta. Ai auzit aceste nume rostite în adunare? Unele de pe buze, altele doar în adâncul inimii. Peste toate aceste nume punem numele lui Iisus Hristos. Proclamăm eliberare. Proclamăm vindecare. Proclamăm mântuire. Că ne snaimene de sumene de glume de bervan. Cred că ești prezent în adunare, sahar tu har, și vei face o scăldătoare gunait. Ruhen hatiges naige de berhanara. Aleluia, Iisua gulta. Elista sera quanta rabira perodora. Cred că ești prezent, Doamne, și mâinile tale astăzi vor face miracole în adunare. Te rog să privești la aceștia care sunt în fața ta. Vezi să simțim mâinile tale, căldura din ele, să intre mădularele bolnave. Chiar acum, așează-ți mâinile pe picioarele bolnave. Dacă vezi osteoporoză, coxatroză, reumatism, în numele lui Iisus să plece dureri de picioare. Dacă vezi varice, curăță-l. Dacă vezi ulcer, varicos, închide rănile acelea. Orice durere de picioare în numele lui Iisus să dispară. Atinge vezica bolnavă. Atinge prostata bolnavă. Intestine bolnave în numele lui Iisus să se curețe. Dacă vezi rinichi bolnavi, atinge rinichi aceea. Piatra de la rinichi, sfărâm-o. Aleluia, ravali snai. Te rog să atingi fierea bolnavă. Sfărâmă piatra de la fiere. Te rog să atingi pancreasul bolnav. Reglează glicemia chiar azi în adunare. Rabi Heria. Rabi Hur Kudusnai Birhen. Te rog să atingi ficatul bolnav. Regenerează toate celulele bolnave. Te rog să atingi stomacul bolnav. Apendice, splină, duoden bolnav. Vindecă-le. Te rog să cobori pe coloana bolnavă. Ernia de disc în numele lui Iisus să se vindece. Doamne, te rog să desfuzi vasele de sânge. Curăță colesterolul rău. Vindecă hemofilia, leucemia, cancer de orice formă, în numele lui Iisus să iese afară. Te rog să vindeci inima bolnavă. Reglează tensiunea chiar acum în adunare. Te rog să atingi pielea bolnavă. Alergia de orice formă. Dacă vezi gât bolnav, tămăduiește-l. Dacă vezi glandă dereglată, reglează glanda aceea. Te rog să atingi plămânii bolnavi. Doamne, dacă sunt aici oameni care COVID-ul acesta le-a atins plămânii, Tu care ai făcut plămânii, fă plămânii ăștia noi. Dacă sunt răni acolo, închide rănile chiar în clipa aceasta. Te rog să atingi gurile noastre. Ne recunoaștem păcatul acesta, că am păcătuit cu gura înaintea Ta. Tu ai spus că limba e o fiară, care nimeni n-a îmblânzit-o și nici noi n-am reușit. Dar știm că ai trimis pe Duhul Sfânt, care poate îmblânzi fiara aceasta. Ajută-ne, Duhule Sfinte, să vorbim lucrurile tale, să ne vorbim de bine și de astăzi să nu mai ne vorbim de rău. Amin? Vindecă sinusuri bolnave. Vindecă urechi care nu aud. Dacă sunt ochi bolnavi și sunt, Tu poți să dai vederea. Poți să dai lumină oricărui ochi din adunare. Fă-ți lucrarea de slavă. Te rog să iei dureri de cap. Ia-le și du-le pentru totdeauna din vasele acestea. Dacă vezi depresie, vindecă boala aceasta. Dacă vezi Parkinson, Alzheimer, vindecă bolile acestea. Atinge autism, handicap de orice formă, boli autoimune, orice boală care eu nu știu, în numele lui Iisus, tămăduiește-o. Atinge părțile intime, ciupercă, bacterie, eczemă, fungi, aleluia, rasnabie de velt, hemoroize, în numele lui Iisus să se vindece. Orice virus, în numele lui Iisus să dispară. Orice bacterie, în numele lui Iisus să dispară. Pare-i halta. Temune ghețesnai, gune mihara. E gloria de brudecană, mananasa. Dacă în frații aceștia, dacă în surorile acestea a rămas duhul de frică, a să scoate la afară. Amin.
fă-i pe aceștia să te cunoască că ești cel mai puternic din univers. Și dacă te iau pe tine la dreapta, nicio gripă, nicio ciumă, nicio boală nu poți să-i îngenuncheze. Fă să crească credința lor. Aleluia, Rabuni Hesia Munaba. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat, pentru că nu m-a rugat în numele unui om, ci în numele scump al Fiului Tău, Iisus Hristos. Și știu că atunci când auzi numele acesta, îți întorci privirile spre noi. Îți mulțumesc, Duhule Sfinte, pentru seara aceasta. Îți mulțumesc că acum la plecare Tu vei merge cu noi. Lasă îngeri în jurul mașinilor, în jurul caselor noastre, în jurul familiilor noastre. Pe toți aceștia ai pun sub protecția sângelui Tău. Și știu că acolo nimic nu se va atinge de ei. Îți mulțumesc personal pentru că te-am cunoscut în urmă cu 16 ani. Am fost vinovat și am fost unul din păcătoșii din lume pe care Tu i-ai scos la lumină. Și pentru vina aceea știu că plătesc astăzi, dar sunt recunoscător că mi-ai transformat viața. Și în ziua aceasta te glorific și dacă asculți rugăciunea aceasta, te rog doar să-ți mai aduci aminte și de mine. Știu că ai putere să faci miracole, că ai dat vedere orbilor de atâtea ori. Atinge și ochii aceștia. Este dorința aceasta care o am în inima mea și îți mulțumesc că ești Dumnezeu și din slavă te cobut în seara aceasta să faci o scăldătoare în locul acesta. Pe toți aceștia îi dau în mâinile tale. Știu că de acolo nimic nu-i va smulge. Îți mulțumesc că vei binecuvânta familia acestea. Te rog să binecuvântezi pe cei din fruntea bisericii, pe copilașii lor, tinerii bisericii, Doamne, fă-i niște stâlpi, niște oameni destoinici pentru Evanghelia Ta. Fă proroci din ei, Doamne, evangheliști, Doamne, dar te rog să faci și mijlocitori. Pune lucrarea asta în inima acestor tine, Doamne, să se pună deoparte pentru a mijloci, pentru biserică, pentru țară, pentru Germania, binecuvântează Germania. Binecuvântează țara aceasta care a primit pe copiii tăi din România, Doamne, și îți mulțumesc că oamenii aceștia sunt un neam binecuvântat. Să ai milă de poporul acesta, să-ți întorci fața spre ei, Doamne, și omul acesta, bărbatul acesta care e în adunare, te rog să-l binecuvântezi, Doamne. Să cauți familia lui, Doamne, să o ridici, Doamne, familia lui. Și îți mulțumesc că l-ai adus în mijlocul poporului ca să-i vorbești astăzi. Te lăudăm, te glorificăm și îți mulțumesc, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Las puțin loc. Lili, ultima care o striga numele și cu Deborah, de acolo să rămâneți la final să vorbiți cu mine, am avut două vedenii pentru voi. Am să zic ce s-a întâmplat în adunare. O foarfecă albă, o rup niște frunze negre de la mai mulți pomi și apoi o rup și crengile care erau uscate. Și vreau să vă spun că un soare a trecut peste pomii aceștia și au apărut două mâini albe peste toată adunarea. În momentul acela am văzut o apă limpede care a trecut prin toți pomii ăștia. Atât de repede au venit că am crezut că smulge pomii din rădăcină. Dar de fapt au înflorit toți pomii aceștia. Să știți că Dumnezeu schimbă stările acestea. Și în timp ce se întâmpla procesul ăsta, un bărbat în haine albe cânta aici în adunare. Când cânta, de nu zburau o grămadă de păsări întunecate, ieșeau, alea duhuri care să știți că Domnul le-a dat afară. Să ne pocăim de mizerie care le face și să umblăm pe calea Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze!